Echipa care se ocupă de campania de promovare a filmului Moromeții 3, regizat de Stere Gulea și produs de Tudor Giurgiu, va parodia campania de marketing de 4 milioane de euro, realizată de PNL pentru cartea lui Nicolae Ciucă, Un ostaș în slujba țării. Producătorii celui de-al treilea film din trilogia Moromeții au postat pe Facebook cum vor arăta panourile. Un pălmaș din talpa țării. Cartea e deja scrisă. Avem și filmul, din 22 noiembrie. Asta scrie pe afișul de promovare a celei de-a treia serii din filmul Moromeții, regizat de Stere Gulea și produs de Tudor Giurgiu. Campania de promovare pentru Moromeții 3 a început pe Facebook luni, în timp ce pe contul oficial al celui de-al treilea film al trilogiei a apărut o imagine cu Horațiu Mălăele în rolul lui Ilie Moromete. Campania publicitară la Moromeții 3 este o reacție de o ironie acidă la campania de marketing de 4 milioane de euro realizată pentru cartea lui Nicolae Ciucă. Într-o investigație publicată recent de site-ul de investigație Snoop, jurnaliștii au dezvăluit pe baza datelor oficiale de la PNL că partidul a alocat 4 milioane de euro din banii primiți de la buget pentru a promova cartea Un soldat în slujba țării a președintelui liberal Nicolae Ciucă până în noiembrie. O să fie un bestseller, sunt ferm convins. Din subvenția de la partid. Mai ales că ținem cont de ce promovare a avut.